An de an, în preajma sărbătorilor de iarnă, Jurnal TV lansează campania Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu. În această perioadă am schimbat destin, am adus bucurie pe chipurile oamenilor și am demonstrat că Moș Crăciun există prin fiecare dintre noi. Cei care au donat pentru a face fericit un copil, un bătrân sau o mamă. În acest an, sărbătorile de iarnă sunt altfel. Războiul și criza energetică au lovit în fiecare dintre noi, iar facturile ne depășesc cu mult veniturile. În acest an, Jurnal TV îți ia de pe umeri grija cheltuielilor pentru întreținere. Jurnal TV îți achită facturile. Cum e să adormi seara când știi că ai facturile achitate? În liniște vor răspunde 30 de familii din diferite localități pe tot parcursul campaniei Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu, lansată de Jurnal TV. Astăzi mergem în raionul Telenești, unde echipa noastră va achita facturile pentru familia Bughiu. Vă invităm să o cunoașteți! Familia Bughiu are 4 fete, 2 învață la Chișinău, iar mezinele Maria și Ioana stau acasă. Au 10 și respectiv 4 ani. Capul familiei muncește ocazional în construcții, iar soția lui este bibliotecară. Lucrez în sat la biblioteca publică din Ciulcani și adăugător am un hobby care e croșetez. Tricotez și croșetez. Lucru pe acasă și mai reușește. Cu serviciu să de dimineață până la 9, până de la ora 9 până la 5. Vin acasă, fac mâncare, mai pun la spălat în mașină automată și în rest mă ocup mai mult completit, mai mult noapte lucrez. Mai greu este iarna, pentru că iarna nu prea de lucru. Dar în rest, cum îs eu, mai dispun, mă serv. Deși s-a născut cu anomalie congenitală de reducere a membrei superioare, Natalia a muncit întotdeauna foarte mult pentru a-și putea întreține familia. Eu tot lucrul fac, ceea ce fac, fac un pic mai greu, dar îl fac până la urmă. Așa își croșetez, așa își tricotez pe genunchi. Și gătiți? Da, și gătesc tot. Nu mai ajut fata la curățit acum, îmi pregătesc tot și apoi fac, gătesc soțul tot. Spuneați ceva mai devreme, că sunteți o fiu optimistă, tot timpul da, fost așa. Da, tot timpul așa am fost. Că părinții îmi ziceau, mai ales mama, îmi zicea că eu, caracterul meu, trebuia să fiu băiat. Tot ce am încercat, am reușit. Zi de zi o găsim printre rafturile bibliotecii din Ciulcani, iar de cu seară și până noaptea târziu, Natalia face adevărate minunății. Mă ocup și cu jucării, fiețe de mes, hăinuți, tot și să îmi plătești. Așa mai faceți un ban în plus da. Copii. Da, că... Unde le vindeți? Cum am comandă. Când la Telenești, când... Deci pe rețelele de societate? Da, da. Sau... Le postez, da. Dar mai au festivale, mai adună-s. Îmi cheam la expoziție și lumea mai vede și cumpără. Sunt care mă scriu personal și îmi spune ce să fac și le vând. Noi avem 200 de lei la Chișinău, acolo trebuie. Gaz de plătit, comunale, școală. De când energia electrică și gazele naturale s-au scumpit de câteva ori, familia economisește cum poate. Lumina în tot timpul achităm cu lună urmă. Pe noiembrie încă nu pe octombrie încă n-am achitat. Stânge lumini, uneori ne mai băim și în taznă, chiar de fiecare dată la baie. Banii economisiți din facturile pe care Jurnal TV le achită vor fi de mare folos. O merge la copii din calțat de iar. Nu au de încălțat? Nu. N-ați reușit să le cumpăr? Nu. Cu ce merg acum la școală? Cu cea mai mare în ghetoți, deci crăsuși cum sunt, dar azi mai mică în pantofi, deci toamnă. Datorită campaniei Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu, lansată de Jurnal TV, familia Bughiu va avea parte de căldură în casă și de sărbători magice. Campania este realizată cu sprijinul Asociației pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului.